Bună ziua și bine v-am regăsit la Albina Online și pe canalul YouTube. Mă numesc Olaru Ioan și aceasta este stupina, mica mea stupină, care e stupină de amatori. Suntem pe data de 21 februarie și așa cum am promis la unii, iată, cu puțină strângere de inimă, am așteptat acest zbor de curățire și, bineînțeles, zumzetul albinelor din nou în stupină. Ne bucurăm că am trecut iarna chiar cu tot efectivul complet, în afară de o mică problemă care s-a rezolvat. O mătcuță pierdută, dar datorită stupului s-a făcut unificarea și consider că am pierdut o mapcă, nu o un roi. Iată, așa este la ora actuală stupina, toată este foarte bine, albinii au ieșit la zborul de curățire, așa cum sunt ele pe 2-3 rame și vom parcurge încet fiecare stup ca să vedem exact ce și cum stă problema. Iată, aici avem primul stup, frumos, un zbor destul de cald. Trecem la următorul, fiecare își are dreptul de a se bucura de soare. Așa cum albinii sunt denumite reginele soarelui, acum înțelegem de ce sunt denumite astfel. Așa că albinii nu se pot bucura, nicio ființă de pe planetă, de acest soare. Iată, trecem, mergem la al doilea rând. Aici avem hrana proteică, polen cu miere. Iată și la al doilea rând, supraviețuirea este totală pentru a se bucura. Iată, aici ies puțin afară, dar important este să ies afară, cât mai multe. Ca să poată curăța, să dea drumul la creșterea de puie. Și aici am luat capacele de la stup. Iată o problemă la acest model de stup. Ramele sunt așezate în pat rece. Vedeți, aici nu am urdiniș. Urdinișul e aici, aici nu este nicio albină. Una, ele preferă partea din față. Este o problemă care am sesizat-o din primul an, când am încercat să fac cuibul pe fața stupului. Iată și aici alte trei roiuri. Iată, albinii se așează pe capac. De aceea întoarcem capacile. Iată aici. Aici sunt cei micuți. Să continuăm filmarea după ce s-a întrerupt din cauza bateriei. Albinele încă ies foarte bine la zbor. Cineva m-a întrebat dacă a supraviețuit cele pe o ramă. O să mergem să le vedem aici. Ia să vedem. Iată albine iernate aici pe o ramă. O singură ramă, păpică, două rame. Aici au supraviețuit foarte bine și pe o ramă. Nu o să scot nicio ramă la ora actuală din stup. Ele au treaba lor acum. Nu deranjăm chiar în prima zi când au treabă. Iată și o altă familie. Trei familii aici. Aruncăm o privire și la ele. Așa pe deasupra folie, iată. Toată lumea la păpică și la curățenie. Iată de acolo frumos. Le-am lăsat eu să-și facă leacă de cap așa. Să se mai zvinte stupul. Cam așa arată la ora actuală. Stupina, ia să ne mai uit un pic
Ce vreau să vă arăt este că după zborul de curățire o să urmeze imediat căutarea de apă. Iată și aici. Deci am lăsat eu un pic liber aici. Se iasă și pe aici. Intră, ies peste, pe unde vor. Important este să iasă afară. Cam așa arată la ora actuală. Vedem. Și mult așteptatul zumbeta din stupid. Ce pot să spun? Pentru mine ca persoană urmează o etapă foarte, foarte, foarte incitantă din plan apicol. Dar după 3 ani de apicultură, de la 2, plecând de la 2 roiuri, ajungând la un număr frumos, aproximativ 40, că sunt pe 2-3 rame, 4 rame, asta e riscul care mi l-am asumat din momentul în care m-am apucat de această apicultură, să spunem. Dacă ne uităm și aici, albinile, priviți, au ieșit pe ambele părți la păpică. Au păpică și de acum o să fie nebunie. O să înceapă ieșirea asta la hrană. Ele au și mieră. Iată-le aici. Să le îndepărtăm. Ele se obignesc acum. Ce putem spune? Vor începe cât de cât să curățe și stupul după ce termină cu curățenia fizică fiecarei ea în parte, că aveau nevoie să-și facă coalea ta. Iată și aici albinuțe. Prilind și aici alea până la untru și atât deasupra. Iată albinuții gata de adevărat toată mâncarea imediat. Și aici o să mai rămână un timp, că până e soare și cald, în cam 2 ore o să le las desfăcuți. Să-și facă de cap. Trecem la altul. Dacă este aici, ieșire la zbor. Și aici la păpică, o păpică, se descurcă ele cu păpică, iată, iată cum e prin mântru, prin stup, pe perete, frumos. Iată și aici avem 2 rame, 3 rame, 2 rame, toate sunt nuclee și vor. O să vedeți ce o să se întâmple cu ele la un moment dat. La un moment dat, când o să ajungă toți dintr-o dată pe 4, 5, 6 rame. Asta dintr-o dată, așa, exact cum a explodat ziua de azi. Iată, pun aceste păturele să le țină umbră. O fascicule de lumină să fie parțial. Așa, arată stupina la ora actuală. Deci, toată lumea a trecut cu bine de iarnă. Acest zbor de curățire este dovada că de acum ce a fost mai greu a trecut. Urmează o altă perioadă de stimulare cu hrană proteică. Mai așteptăm o lună și
Am trecut pe un fel de hrană mai moale, care vine pus între folii. Tot turtă, dar amestecată să fie mai moale. Ce să vă zic? Am trecut la un alt stadiu de apicultură. Vom vedea ce vom mai face anul ăsta cu mulțirea, cu obținerea de regină, cu obținerea de polen. Aștept și niște lăzi noi, un alt tip de model, tot pe această bază. Asta v-am lăsat. Numai bine și vă salut. Și salut pe toți care urmăresc filmele în continuare. Nu prea am avut ce filma până la ora actuală, dar acum am profitat de această vreme. Eu am timp să filmez. Nu sunt chiar așa aglomerat încât să nu pot filma 10 minute de film pentru a vă arăta evoluția unei stupine. Începând din nimic, dintr-o mică, dintr-un mic entuziasm, mai bine zis. Acum 2 ani, în primăvară, aveam o ladă ca aceasta, cu două familii ieșind exact așa la zbor. Dacă urmăriți filmele în trecut, vedeți unde sunt. Numai în această ladă am mai multe albine ca atunci. Plus restul stupine. Asta este pentru un începător care întreba ce să facă, cum să înceapă. Dacă reușești să treci cu 2, vei reuși să treci și cu 10, vei trece și cu 100 de iarnă, făcând aceeași lucrare la fiecare în parte, fără a-ți pierde răbdarea. Nepierzându-ți răbdarea, vei evita și pierderile efective de albine. Sunt mulți care și-au pierdut albine, consider neglijența, și albine chiar care nu au mâncare, să spunem. Nu, au rama goală, i-ai pus-o fără niciun stroc de miere la iernat, ce faci? Bineînțeles, le pui turte și reușesc să le scoți din iarnă. Cam asta. O să mai discutăm, o să mai discut cu voi prin anumite intermedii. Pe Facebook mă găsiți la Ioan Olaru, pe YouTube la fel, am și site, blogul Albina Online. Deci, cine e curios să vadă o evoluție a unei stupine în anul acesta, va fi interesant de urmărit, așa cum și eu sunt curios de capacitățile mele de apicultori care le-am însușit de la diferși apicultori pe care apoi le-am combinat, fiindcă degeaba mergi doar pe un apicultor, fiindcă nu o să poți să repeta performanța respectivă, la fel cum și acel apicultor în detriment a 30 de ani sau cât o fi având fiecare, are mai multe cunoștințe la bază. De la mai mulți apicultori și cărți apicole. Asta v-am lăsat și numai bine să ne auzim într-un an mai bun și să fiți sănătoși, pentru că sănătatea este cel mai important lucru de pe această planetă. Numai bine!